Este extrem de important pentru că este ședință de guvern la Palatul Victoria. Se discută și despre celebra ordonanță a traseismului politic, adică primarii să se mute la ce partid doresc domniile lor. Cu 3 săptămâni, spune ministrul Justiției, cu 3 săptămâni înainte de alegeri se pot muta unde doresc. S-a vorbit inclusiv de 60 de zile, 3 luni înainte de alegeri. Termenul dat de ministrul Justiției Alina Gorghiu este de 3 săptămâni înainte de alegeri. Vedem declarații. Discuția despre traseism este într-adevăr foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Eu, de-a lungul vremii, împreună cu colegii mei, am susținut că e firesc să nu dezamăgești electoratul care te-a ales. Sigur că acest moment al alegerilor, din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, trebuie să le dea celor care își depun o candidatură dreptul să opteze. Perioada va fi, conform articolului modificat, mult mai scurtă. Opțiunea la depunerea candidaturii probabil că va fi de 2-3 săptămâni. Dar nu poți să nu-l lași pe candidat să opteze pentru ce partid candidează.